Salutare tuturor, sunt Soul și bine ați venit la prezentarea serverului de Metin Helios, Metin 2 Helios. Este un server român, tocmai ce m-am spawnat pe el, acum am creat caracterul și mi-a dat iteme de început, iteme de nivel 1 și un kimono albastru foarte interesant. Un KPV, 10 monștri, 20 experiență, o să-l pun pe mine. Să vedem ce ne dă cu forul de ucenic. Un pet. Interesant. Da. Și elixir. Level maxim este 99 și pe experiență 50%, 50 experiență, drop și young. Punem papucii de vânt și sunt curios de mantia asta, este de aceea care nu se termină sau... Da. Interesantă faza. Este un server PvM hard, cât de cât ok, nu cred nici prea greu, dar e numai bun. Vrem ce drop, ce drop aveam la metine. O să fac nivel 10 și o să mă duc să vizitez shop-urile, NPC-urile, să văd, nu shop-urile, am greșit, să văd ce iteme sunt, ce... Schimb, adaugă, ce preț au. Când am creat caracterul mi-arăt un milion. Și văd că am făcut 160 de K. Nu știu cât de bine e, dar o carte exact Thais cu fără lumina lunii care pică sus și cu citit concentrat probabil pică și schimb, adaugă. Ăsta schimb, adaugă, ce exorcizare. Schimb, adaugă, de schimbă și adaugă, s-ar putea să pice numai de la metine. Vedem acum, vedem shop-urile. Așa. Să mai kill câțiva monștri. Pică ciob, piata dragon pentru alchimie. Nu, nu avem alchimie. Am făcut nivelul 8. Tot așa, să vedem ce ne dă acum. Nu mai schimbă. Deci aici așa. Da, e săgeată otrăvită. Haideți să mai creștem puțin, face nivel 10. Dar e foarte bun kimonou ăsta. Pentru început, nu știu dacă e ceva mai bun, dar... Haideți să mai spargem un... De fapt, lăsați. Haideți să vizităm NPC-urile. Sunt tare curios. Văd că avem aici Sampyong. Magazinul general avem... Licoare verde și așa foarte bine. Sushi. Shop așa. Papuși de vânt plus. Și aici avem decât adaugă. Deci la shop... Bless și adaugă. Așa, și schimb, o să ne pice la metin. Foarte interesant. E bine că pică câte o carte și ratele cât de cât, nici prea mici, nici prea mari, sunt foarte ok. 50. Aici avem plus 6, scutul. Plus 6 coiful, la fel. Și armură până la 34 plus 9. Interesant. Sunt curios dacă e FMS la magazin. Da, FMS plus 6, R plus 6, deci trebuie să farmăm puțin înainte de a face un FMS plus 9, nu e chiar așa ușor. Era bine dacă erau și armurile plus 6, dar nici plus 9 nu, e ok. Nu, arme magice. Deci, doritorii de un metin, cam cum era înainte, cum trebuie să fie un metin, nu cu rate mari sau un metin hard PvM. Avem și ăsta, iteme upgrade, cel mai bine pe toate metinile ar trebui să fie. Nu stai toată ziua cauți la iteme upgrade, te dărâmă. Și nimic special, să venim la magazin obiecte.
Aha. Ok. Putem să facem nuntă, magazin special. Așa, deci chiar mă întrebam de pergamen reset skill. Că te doboară dacă n-ai cum să faci la level 17. La 17 puncte mă refer. Pietre, ești biolog? Tare curios, cred că da. Pietre plus 3, la magazin. Da, e ok. Pietre plus 4 o să pice, probabil. Cărțile secundare, foarte bine. Și finisaje, wow. Da. Problema e că nu prea sunt playeri. Mai deloc. Dar așa scoică, da, și pești, deci cine dorește poate să facă scoicele de aici, să le vândă, poate să facă un negoț cu el. Altceva nu mai am ce să vă mai prezint aici. Deci, după cum repet, rate 50. Un server bun seamănă cu fostul Elips, dacă cineva nu mai știe. Level 99, cam atât. Crește destul de bine. Ați văzut cărțile cu schimbă la pică la metine. Și la... Hai să vedem cine dă la cufărul de ucenic de nivel 10 și închem. Să spargem și piatra asta. Deci e un metin foarte ok. Și, după cum au zis, owner-ul și de durată, deci nu e orice petardă de... Acum nu știu. Eu nu promit eu nimic. Dar nu știu cât de serios e, dar m-am săturat de metine care stau decât o lună, deci pe câte am putut să joc, niciodată nu pot să-mi păstrez contul sau... Da, nașpa. Se închid. Și multe meci nebune se închid. Ia să vedem, tot schimbă. Deci nu mai schimbă pică. Nu găsesc eu. Ba, mai e un meci aici. Sunt curios ce-mi pică la cutia ucenicul fără ucenic. Tare curios, la nivelul 10. Nu se crește că chiar așa greu, acum nici prea ușor nu-i bine. Mai farmezi. Deci așa e un metin ideal, e să farmezi și să-ți faci iteme, nu să le găsești la magazin. Citi concentrat, sticla cunoașterii, da? Aici nu mai schimbă. N-am făcut nivelul, nu mai bași pe acesta. Bag punctele. Am făcut nivelul 10. Stare curios, să vedem. Aha. Sunt bune. Da. Mă așteptam la ceva mai spectaculos, da? Așa. Cam atât cu prezentarea serverului de metin Helios. O să vă las site-ul în descrierea canalului și ne vedem pe aici dacă e să jucați. Numai bine!